a Bisericii Romano-Catolice ce organizează Ziua Tineretului. Stăm de vorbă în această dimineață cu invitații noștri. E vorba de Părintele Cristian Bârnat, vicar la Parohia Adormirea Maicii Domnului din Iași. Bună dimineața! Bună dimineața! Și bine ați venit alături de noi, însoțit de Cristina Borda și Lucian Șerban. Bună dimineața! Bună dimineața! Așadar, spuneam, Duminica Florilor se apropie, știu că și tinerii sunt implicați. Să ne spuneți puțin, să ne povestiți despre procesiunea ce va avea loc duminica aceasta la Iași. Da, este o procesiune specială cu ocazia Duminicii Florilor, prin care tinerii și tot poporul creștin îl întâmpină pe Iisus Hristos, care intră glorios în Ierusalim. În cazul de față, Iisus Hristos care se jertfește pe altar și este oferit ca hran. Este o procesiune specifică, spun, acestei duminici, la care sunt invitați toți creștinii să participe, așa cum evreii l-au aclamat și l-au primit pe Iisus, care a intrat triumfător în Ierusalim acum 2000 de ani, la fel acum tinerii și creștinii îl vor întâmpina pe Iisus Hristos, care vine să se jertfească pentru mântuirea noastră. Cum sunt tinerii? Cum sunteți voi implicați în această procesiune? Ce va trebui să faceți mai exact? Pentru noi este un moment deosebit, pentru că vom participa la o procesiune toți tinerii din Iași, incluzând chiar și parohiile din apropierea Iașului, Valea Lupului, Dancu, vor fi cei de la Sfânta Tereza, din cartierul Nicolina, cei din la Biserica Sfântul Anton, din cartierul Dacia. Împreună ne vom solidariza și vom încerca să dăm o mărturisire publică de credință întregii comunități ieșene și de asemenea să oferim un exemplu despre cum se trăiește în valori autentice, încercând astfel să transmitem un mesaj cât mai concis, cât mai clar despre importanța unei vieți creștine trăită și practicată autentic. Cristina, ce înseamnă Ziua Tineretului? Cum e sărbătorită ea? Ce fac tinerii în această zi a lor dedicată? Tinerilor li se acordă o mare importanță și asta e plăcut să știm, chiar Sfântul Părinte mereu ne spune, aveți curajul de a fi fericiți, fiecare dintre voi este important. Sunt tot felul de activități împreună cu preoții, cateheze specifice, chiar ieșiri la un teatru, cum spuneați mai devreme, totul într-o formă, o comuniune cu cel de sus și cu cei dintre noi. Avem și noi chiar exact acum imagini de la procesiunea, nu? De anul trecut. Vremea, sperăm să fie frumoasă, nu? Și anul acesta. De obicei, să spunem, creștinii, cum primesc și cum ar trebui să primească această sărbătoare? Pentru că vorbim de un moment important, practic, semnificat și amintit și de dumneavoastră. Duminica Florilor, practic, este la începutul unei perioade forte, o perioadă fundamentală pentru credința noastră, este începutul Săptămânii Sfinte. O săptămână care culminează cu învierea lui Iisus Hristos. Spun, este o săptămână foarte importantă pentru că toți creștinii trăiesc evenimentul central al credinței lor și anume faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi și a dat viața și a înviat, arătându-ne astfel care este și drumul nostru pe acest pământ și veșnicia noastră alături de El. Cum ar trebui creștinii și tinerii să se pregătească pentru acest moment special, pentru Noaptea Învierii Domnului? Există și un precept care ne spune că de acest eveniment al Paștelui toți creștinii trebuie să se spovedească, să primească Sfânta Împărtășanie, Sfintele Taine, intrând astfel în atmosfera Paștelui, care e o sărbătoare absolut sufletească, o sărbătoare interioară, un drum pe care trebuie să-l parcurgem împreună cu Iisus Hristos. Când s-a sărbătorit pentru prima dată această zi a tinerilor? Cine a decis să se întâmple așa? În anul 1985, fericitul Papa Ioan Paul al II-lea a organizat pentru prima dată acest eveniment la nivel mondial. Din câte știu, a avut loc la Roma și au fost prezenți în jur de 300.000 de tineri.
Și de atunci, odată la 2-3 ani, se organizează această zi la nivel internațional, la nivel mondial. Ultima dată a fost la Rio de Janeiro. Am vorbit și noi despre acel eveniment și am văzut foarte mulți, mulți tineri și mulți oameni. Tineri. Da. Exact. Și următoarea zi, cea de-a 29-a, va fi în 2016 la Cracovia, în Polonia. Anul acesta, Papa Francisc a transmis un mesaj către tineri. Care a fost acesta și cum l-ați primit voi? Cristina, poți să ne spui, te rog? Sigur, pentru fiecare zi mondială, Părintele, Sfântul Părinte, propune o temă. Și anul acesta ne este dat spre meditare una din primele fericiri care a fost proclamată de Iisus pe munte. Aceia fericiți cei săraci cu Duhul, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și aici este mesajul pe care suntem invitați să-l interiorizăm, să ne dezgolim de inutilități și să stăm în fața lui Dumnezeu așa cum suntem, puri, și să ne redescoperim adevăratele valori. Trebuie să spunem că la Iași va fi expusă una dintre copiile Giulgiului din Torino. Cei care vor dori să vadă Giulgiul, unde vor trebui să meargă și până când va fi expus acesta? Da, este vorba de o copie a Giulgiului, adică pânza cu care a fost învelit trupul lui Hristos. E o copie specială. A fost adusă în catedrala noastră și va fi expusă într-o celebrare specială mâine seară și va sta expusă în catedrala romano-catolică Sfânta Maria Regină până în sărbătoarea Rusaliilor, după care va rămâne la noi, doar că va fi mutată într-o altă încăpere în aula din subsolul catedralei. Și toți cei care vor dori să vadă această copie, acest Giulgiu, vor avea acces în catedrala romano-catolică. Acolo, desigur, va fi și cineva care va putea explica anumite detalii care poate nu sunt la îndemâna tuturor. Și oricum există un întreg mister cu privire la Giulgiul din Torino. Se spune că ar fi, că nu ar fi, că a ars, nu, că s-a găsit. Și această copie e una dintre puținele copii care există. Parcă sunt 8 la număr, nu? Din câte știu eu. 8 sau... în țările germanice. În țările germanice, da. Da, sigur, este o copie care se apropie de original datorită texturii în care este făcută, modalitatea de amprentare a respectivelor urme, deci e ceva special. Dar când vorbim de Giulgiu dincolo de această pânză, e vorba de un lucru care ne trimite către credință, către interior. Vorbim de faptul că Iisus Hristos a fost om, nu doar Dumnezeu, a fost și om. Este atestat istoric prin această pânză. Vorbim apoi de patima pe care El a săvârșit-o pentru mântuirea noastră. Vorbim apoi despre faptul că rațiunea și credința merg împreună. Știința și credința merg împreună, iată dovezile științifice că acesta este Giulgiul care a învelit trupul lui Hristos. Și multe alte valențe putem găsi, dar toate sunt un imbold spre credință. Și e clar că vom putea afla și istoria, nu? Cei care sunt interesați acestui Giulgiu, cu siguranță aceste informații vor fi oferite. Și trebuie să spunem că Duminica Florilor va fi și o pregătire pentru ziua diecezană, nu, a tineretului, care va fi celebrată pe 17 mai. Ce se va întâmpla atunci? Pentru că e un alt eveniment important pentru Biserica Romano-Catolică. Pe 17 mai, pe stadionul nostru din Iași, va avea loc beatificarea episcopului martir Anton Durcovici, un martir pentru cauza credinței. Și cu această ocazie sunt invitați toți tinerii din dieceză să ia parte la acest eveniment profund spiritual și atunci va avea loc și întâlnirea diecezană a tineretului catolic. Voi cum veți fi implicați? Rare sunt astfel de momente, exact, nu? În evenimentul de pe 17 mai, în primul rând, ne vom organiza la nivel de comunitate. Fiecare comunitate, cu siguranță, va fi prezentă, va fi reprezentată printr-un număr semnificativ de tineri. Este de acum o tradiție și la nivel local să se celebreze această zi diecezană a tineretului. Liturghia este animată de cântecele specifice tinerești, avem chiar și un cor juvenes ecleze specific pentru tineri.
Sunt activități și înainte de interiorizare, sunt și activități culturale și, sigur, toate îndeamnă la interiorizare și la trăirea acestei zile în deplinătatea frumuseții ei. Cum ar trebui tinerii să fie mai apropiați de biserică, să înțeleagă mai bine ce se întâmplă și de câtă nevoie avem de să fim aproape cu sufletul de Dumnezeu? Papa Francisc, în mesajul pe care îl transmite tinerilor cu această ocazie a Zilei Tineretului, conturează foarte frumos care sunt valorile pe care tinerii ar trebui să le îmbrățișeze, și anume să lase la o parte ceea ce este periferic, ceea ce nu ține de esențial, și să meargă către valorile autentice care împlinesc de fapt tânărul și care îl conduc către fericirea adevărată. Practic este și tema fericirilor tânărului. Și ceea ce spunea și Cristina, sublinează foarte frumos Papa, tânărul trebuie să aibă curajul de a fi fericit, curajul credinței, trebuie să aibă curajul autenticității, tocmai pentru ca să intre în această sferă autentică. Cu acest mesaj, cred că e bine să invităm pe toți cei care cred în Dumnezeu și nu numai, cred în forțele lor și au curaj, nu? Să participe la Duminica Florilor, să participe la Ziua Tineretului. Mulțumim frumos pentru prezență și cu siguranță o să ne mai întâlnim de fiecare dată atunci când sunt lucruri importante de spus pentru cei care ne urmăresc în fiecare dimineață. Vă mulțumim! Am discutat în această dimineață cu Părintele Cristian Bârnat, vicar la Parohia Dormirea Maicii Domnului din Iași, cu Cristina Bordea și Lucian Șerban.